trebuie să recunoaște. În neamul nostru, nenorocirea totuși nu-i unește îndeajuns pe oameni. Frate pe frate nu se ajută la nevoi, nu-și împărtășesc durerele, nu-și aud rugile. Ori în vremuri atât de vitrege, fără iubire de aproape, fără unire, nu-i nici ispandă. Eu sunt Milica Tatiana, mama la 4 copii minori, care trec amul prin greutăți, foarte grele greutăți, care n-am să întrețin copiii. Și am apelat la Casa Milostivirii să-mi dea un ajutor, că deoarece ne-i greu la întreținerea copiilor. Am stat în pușcărie de 7 ani jumate, care are mult în viață, am pierdut. Care am pierdut acele două fete, care nu locuiesc, nu vor să locuiesc cu mine. Dintre acele 4 copii care nu mă locuiesc cu mine, 2 copii. Aceilalte 2 nu vor să locuiesc cu mine, locuiesc cu concubinul. Care cruiesc 2 fete care locuiesc în orașul Dubăsară, în Transnistria. Și asta, eu de nevoie am apelat la Casa Milostivirii, de atât că foarte mult am nevoie, mi-e greu, cu 2 copii, care n-am nici trai, nici astea, nici condiții pentru copii aici. Și aș fi foarte mulțumită să mulțumesc cu Domnul că Casa Milostivirii a venit și mi-a dat o mână de ajutor. Îi mulțumesc foarte mult din suflet, că așa cu inimă mare sunt oamenii. Vă mulțumesc din suflet și Domnul să vă binecuvinteze. Bine, mamă, vă invităm atunci la microbuz, stărcăm totul, mulțumim Domnului și plecăm mai departe la nord. Da, mergeți să ne ajutați? Da, vă mulțumim. Mă
Mulțumesc Domnului să fie numele Domnului binecuvântat și mărit în cer pentru ajutorul care ne l-a oferit. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit, ați bătut așa drum lung pentru să-mi dați o mână de ajutor. Vă mulțumim din suflet. Ne luăm rămas bun, mamă, vă spunem la revedere și cu Domnul. Cu Domnul. Domnul îți va binecuvinteze în drum. Ferice de voi cei săraci, căci împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de cei flămânzi, căci voi veți fi săturați. Ferice de cei ce plângeți acum, căci voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, căci mare va fi răsplata voastră în cer. La fel făceau și părinții lor cu prorocii. Ce 20? E tot ce am. Cum adică asta e tot ce ai? Dă-mi! Vai de voi, bogaților, pentru că voi aici v-ați primit mângâiere. El nu vrea să fie bogat, cred că-i nebun. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa făceau și părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiți-vă vrăjmași. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastă și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. E foarte greu, cu vreo 2 ani în urmă mi-a dat foc la casă, mi-a fost de un tatăl meu și mi-e greu, n-am unde locui. Soțul nu trăiesc, m-am dat frumos să-mi dai voie să locuim la dânsul în casă, și ne mutăm acasă la casa noastră, când e greu cu 3 copii, că se murică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Are milion, plătește la test și astupă. Iura. Suntem singuri cu 4 copii, soțul a decedat. E istoria la mine, e cam grea. Aici, vedeți, sunt singuri, pe deal suntem, ne aflăm. Nu știu ce să fac. De îmbrăcat trebuie, la școală trebuie, nimeni nu mă ajută. Eu am crescut Dimitrie Iuț. Să știu ce soarta să aibă inimă. Noi jinoveți cu Nică, părinții jinoveți. Eu jinovată. Mai de самой хиярна. Vine și lemne nu avem deloc cu Nică. Soțul ne-a lepădat, a lucrat și până ne-a lepădat. Amoi am rămas în singurii cu copii. Când de ciorat ești, ați ciorat uscați. Chilu și tantapșe. Ești ați ciorat uscați și acum noi încălțăm încălțămintea. Uscate. Ți-ai fric, dar de ce ai ieșit fără scurte?
Mulțumesc frumos și cel mai tare la Dumnezeu și dumneavoastră că ne-ați venit la noi. Ați avut timp și pentru noi. A mai tare la Dumnezeu că ne-a ajutat pe noi tot și ne-a venit niște cadouri și nouă. Tot. Mulțumesc frumos și cel mai tare la Dumnezeu și dumneavoastră că ne-ați venit la noi. Ați avut timp și pentru noi. A mai tare la Dumnezeu că ne-a ajutat pe noi tot și ne-a venit niște cadouri și nouă. Domnul te iubește, să știi de asta.